premieră în medicina din Oltenia, examinarea sistemului venos prin angio-CT. Adică problemele sistemului venos pot fi depistate doar printr-o radiografie, fără a mai fi nevoie de introducerea unui cateter. Aparatul unic în Oltenia, dar și în medicina militară din țară, este deja funcțional la Spitalul Militar din Craiova. Pe imaginea obținută se vizualizează structurile vasculare și se pot stabili diferite anomalii ale sistemului vascular. Noua aparatură ajută la depistarea mult mai ușoară a bolilor, dar și la tratarea lor din timp, spun specialiștii. Patologia venoasă nu este atât de simplu de investigat. Înainte de a induce un tratament adecvat, trebuie să trimitem pacientul la explorări imagistice. Doar prin injectarea substanței de contrast într-o venă periferică se vizualizează sistemul venos la nivelul membrelor inferioare pentru a crea, dacă vreți, o imagine de ansamblu. Este o premieră în medicina militară și o premieră în medicina din Oltenia. Și pacienții sunt încântați de noua tehnologie. Oamenii spun că este necesar ca spitalele să aibă aparatură modernă și performantă. Ar fi nevoie să se modernizeze pentru că, cum am zis, suntem întârziați față de alte state. Tot ce e nou e și bun pentru noi, mai ales pentru noi bătrânii care avem fel și fel de boli. Doar prin injectarea substanței de contrast într-o venă periferică se vizualizează sistemul venos la nivelul membrelor inferioare pentru a crea, dacă vreți, o imagine de ansamblu. Aparatul a fost achiziționat din fondurile Spitalului Militar Craiova și este funcțional de o săptămână.